Victor, înfrângere la limită, joc disputat, prima repriză a voastră. Da, cred că a fost un joc echilibrat. Cred că ne-am anihilat reciproc foarte bine. După aspectul jocului, nu cred că meritam să pierdem. Din păcate, diferența a făcut o execuție a unui jucător valoros. Și cred că asta a fost istoria jocului. Îi felicit pentru rezultat, dar rămân la părerea că un rezultat de egalitate cred că era echitabil. În prima repriză ați fost mai periculoși, ați avut mai multe ocazii, un joc mai consistent. Ce s-a întâmplat în partea secundă? Da, în repriza a doua n-am reușit să mai avem posesia care am avut în prima repriză. Au venit puțin peste noi, dar fără ocazii clare de poartă. V-am spus, diferența a făcut o execuția unui jucător la o fază care, din punctul meu de vedere, trebuia citită foarte, foarte ușor. Adică să-i blochezi piciorul de bază, cred că e cel mai elementar lucru care îl învață un jucător la nivel de copii și juniori. Din păcate, n-am reușit să-l blocăm, a dat foarte bine, chiar bară gol și asta a fost. Dezamăgit? De joc nu, sunt dezamăgit de rezultat. Am evoluat bine, avem un joc consistent, consider eu, am fost agresivi. Îmi pare rău că nu am reușit să plecăm cu punct sau cu puncte de aici. Vine Helmaștad la Ișanița. Da, toate meciurile trebuie jucate, toate meciurile consider că dacă nu le tratezi serios poți să ai probleme. Ne așteaptă o perioadă cu meciuri dificile, dar eu sunt de părere că dacă vom avea aceeași atitudine și același joc, vom reuși să ne impunem și să nu avem probleme. Plăcere.